Bună ziua tuturor! Acest videoclip este să vedem dacă veți întâlni pe cineva nou în anul 2022. Acest videoclip este și pentru persoanele în cuplu, dar și pentru persoanele singure. Aveți trei variante. Varianta numărul 1, strugurele, varianta numărul 2, para și varianta numărul 3, căpșuna. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei variante cu care considerați că rezonați mai bine. Sau să le ascultați pe toate cele trei și să luați doar ceea ce vi se potrivește. O să vă las câteva momente să vă alegeți varianta, după care voi începe etalarea. Ok, sper că v-ați hotărât și v-ați ales varianta. Dacă nu, puteți pune pauză și să continuați după. Iar, între timp, eu voi începe cu prima variantă și anume strugurele. Haideți să vedem, pentru cei care ați ales strugurele, dacă veți întâlni o persoană nouă în anul 2022. Dacă veți întâlni o persoană nouă în anul 2022. La voi se întorc cărțile foarte repede. Probabil că sunt vești pe care le așteptați. Dacă veți întâlni o persoană nouă. Etalarea se termină frumos, doar că până la final veți trece prin anumite situații. Aici pot să spun că o parte dintre voi deja ați trecut printr-o anumită situație sau, dacă sunteți într-un cuplu, posibil să treceți printr-o anumită situație în care, bineînțeles că vă veți despărți de o anumită persoană. O parte dintre voi poate că sunteți singuri și deja v-ați despărțit de o anumită persoană. Cumva această despărțire a fost una destul de dureroasă pentru voi și nu doar atât, dar din toată situația care s-a întâmplat, acea persoană a ieșit oarecum victorios, victorioasă, iar voi practic ați fost cei învinși sau învinse. Adică cumva acea persoană de care voi v-ați despărțit a câștigat ceea ce și-a dorit, iar voi ați pierdut. Aici poate fi vorba inclusiv despre un divorț din care voi poate ați ieșit în pierdere. Sunteți atât de îndurerată, încât nu mai sunteți în stare să vedeți ce anume se poate salva din ceea ce ați pierdut. Dar lucrurile, să știți că merg mai departe, chiar dacă ați trecut deja prin această separare destul de dureroasă. La unii poate fi vorba de un divorț, la alții, din păcate, poate fi vorba de un deces, dar știți cum se spune, viața merge înainte și veți trece și peste aceste situații dificile din viața voastră. Aveți doar grijă, pentru că trecutul vă urmărește și nu luați în seamă acest lucru în acest moment. Vă gândiți foarte mult la trecut și asta nu este bine, pentru că dacă nu vă dați seama de aceste lucruri, veți lua măsuri, dar posibil să luați măsuri când va fi prea târziu. Adică dacă a trecut ceva timp, poate chiar ani de zile de când v-ați despărțit de o anumită persoană, indiferent sub ce formă v-ați despărțit, este bine să încercați să vă gândiți la o nouă șansă și să vă gândiți în ce pe un an nou și pot exista schimbări. Din cauza
faptului că voi ați stat destul de mult singuri, e posibil să fi devenit ușor, ușor persoane mai critice, persoane mai reci. De asta vă spun că este bine să ieșiți din această stare. Încercați să vă reîntâlniți cu prietenii, cu familie, cu ce vă este vouă, cu cine vă este vouă la îndemână. Dacă este cazul, nu știu, ieșiți la plimbare sau puteți asculta inclusiv meditații de pe YouTube, pentru că găsiți acum pe canalele de YouTube tot felul de meditații de a ieși din aceste stări negative și pentru a vă da o nouă oportunitate și o nouă șansă. Pentru cei care deja treceți prin această situație. Pentru cei care poate urmează să treceți prin această situație foarte curând, încercați să vă aduceți aminte ceea ce vă spun acum și nu stați mult timp singuri. Ok, fiecare dintre noi avem nevoie de momentele noastre de singurătate, de momentele noastre de izolare pentru a ne pune ordine în gânduri, dar nu este bine să le prelungim. Da? Una este să stai o zi, două, trei, o săptămână, hai, maxim o lună singur, dar după ușor, ușor să încep din nou să socializezi, să încep din nou să fii alături de cei din jurul tău și pentru că voi aveți persoane care și ați avut și aveți în continuare persoane care spun hai la o cafea, hai să mergem la piață, hai să facem nu știu ce lucru împreună, doar că voi din cauza durerii voastre pe care ați simțit-o ați răspuns nu am chef astăzi, nu merg astăzi. Dacă o persoană de sex opus vouă v-a invitat, la fel ați refuzat pentru că ați considerat că nu sunteți încă pregătit sau pregătită pentru o nouă relație sau pentru o nouă ieșire. Dar a ieși la cu cineva la o cafea și a socializa nu înseamnă neapărat că trebuie să ajungi cu persoana respectivă sub o altă formă. Da? Deci, dar pentru socializare, pentru binele vostru interior, este bine să faceți acești pași. La fel, așa cum spuneam, deja a venit o persoană spre voi sau urmează să vină destul de curând, posibil să fie o persoană din zodia Pești sau o zodie de pământ sau de aer. Probabil că pentru această persoană cifra 23 sau pentru voi cifra 23, 15, 20, 26 sau chiar 33 este o cifră destul de importantă. Aceste cifre pot reprezenta poate ziua în care vă întâlniți, poate o oră, poate nu știu, un număr la mașină, un număr la stradă, la apartament și mai știu eu cum. Da? Deci, dar ceva cu siguranță reprezintă. Această persoană care vine în viața voastră posibil să fie un pic mai tânăr, mai tânără decât voi, dar nu neapărat, o persoană cu părul brunet, dar posibil, în unele cazuri, ușor ondulat, dar nu în toate cazurile. Această persoană este posibil să locuiască undeva la mare sau să fie plecat cu lucrul undeva la mare sau poate că invitația pe care o să vă facă e undeva la mare. Această persoană nu vine întâmplător în viața voastră, vine tocmai trimis de divinitate pentru a vă scoate din starea în care sunteți. Divinitatea, Universul, în ceea ce credeți voi, vă trimite această persoană tocmai pentru a vă scoate din starea în care sunteți în acest moment. Dar e clar că și voi trebuie să faceți pași pentru a ieși din starea respectivă și pentru a accepta și a primi această persoană în viața voastră. Această persoană, exact ce spuneam, văd că e posibil să fie, cu toate că am zis că este posibil să fie din zodia Pești, este posibil să fie dintr-o zodie de pământ, dar să aibă Mercur sau Uranus în zodia Pești sau invers. Da? Deci, de asta vă spun, întotdeauna nu vă bazați exact pe zodia pe care se spune în etalări, pentru că e posibil să nu fie zodia, dar să fie un ascendent sau o planetă. Ok, asta nu înseamnă că nu se potrivește zodia. Bun, această persoană care vine spre voi e o persoană destul de, aș putea spune că spuneam, locuiește într-un oraș
la mare sau vă face această invitație la mare sau mai este posibilitatea să locuiască într-un oraș istoric unde există un castel. Posibil să fie vorba despre un oraș pe care voi vi l-ați dorit de-a lungul timpului să îl vizitați, dar poate că nu ați avut ocazia sau în momentul în care l-ați vizitat ați fost așa pe repede înainte, nu știu, ceva de acest gen. Această persoană este independentă și financiar, posibil să fie șef, lider, să aibă propria sa firmă, ceva de acest gen, dar stă foarte bine la capitolul financiar. Pentru unii dintre voi este posibil să fie vorba despre o persoană cu inițiala A, G sau O, dar nu neapărat, pot fi și alte inițiale. Voi, problema este că voi sunteți prea închiși, prea izolați, prea nu vreți să vedeți și cealaltă parte frumoasă care vine spre voi. Sau poate că unii sau unele dintre voi spuneți, nu cred eu că va mai apărea o astfel de persoană în viața mea care să reușească să mă scoată din starea asta sau care să facă ca lucrurile să funcționeze într-un mod normal. Această persoană există, Universul, Divinitatea vă trimite. Pentru fiecare dintre noi există acest gen de persoană care să ne scoată dintr-o anumită stare. Dar acesta este un lucru pe care și noi trebuie să-l trimitem. Știți cum există o vorbă? Dumnezeu îți dă, dar sânul nu-ți bagă. E, exact așa este și în cazul vostru. De asta vă spun, atenție, pentru că voi riscați ca tot voi să respingeți această persoană sau să faceți lucrurile într-o manieră destul de urâtă față de această persoană. E ca și cum această persoană vine la voi cu un cadou, cu un buchet de flori, cu vorbe frumoase, dar voi sunteți cei cele care spuneți, pleacă de aici, n-am nevoie de tine, lasă-mă în pace, nu-mi place cum arăți, nu-mi place cum ești îmbrăcat, nu-mi place. Și atunci, bineînțeles că această persoană se retrage pentru că e normal să se întâmple lucrul acesta. După care tot voi sunteți cele supărate că această persoană s-a retras. De asta vă spun, această persoană apare în viața voastră, aveți posibilitatea pentru a primi această persoană în viața voastră, doar că nu vreți să acceptați. Sau dacă voi veți suferi, sunteți acum într-un cuplu și veți suferi după despărțirea de partenerul cu care sunteți acum, aveți, pentru că, nu știu, poate vă jignește, poate are violență fizică și atât fizică cât și verbală, dar voi considerați că toate persoanele sunt la fel. Veți considera lucrul acesta și atunci aveți tendința de a respinge această persoană care intră în viața voastră, cu toate că această persoană nouă care va intra în viața voastră este cu totul și cu totul diferit. Dar pentru că treceți prin experiența prin care treceți, nu vreți să mai vedeți și altă posibilitate. Dar posibilități sunt. Această persoană, așa cum spuneam, vă oferă o viață diferită și nu doar atât, dar vă pot spune că este practic cheia la viața pe care voi v-ați dorit-o de-a lungul timpului și de care poate nu ați avut parte și nu ar fi de mirare dacă împreună cu această persoană veți avea un copil. Acolo unde nu mai poate exista această posibilitate de a face un copil, dar există ceva nou care pe voi vă va mulțumi. Adică veți face lucruri la care poate ați visat și până acum nu ați avut parte de ele și nu credeați că vor mai fi posibile vreodată. Deci da, posibilități de a întâlni o altă persoană există. Singura problemă sunteți voi că nu vreți să vă eliberați de trecut. Încă vă gândiți destul de mult la trecut și asta nu este bine pentru voi. Fiecare dintre noi trecem prin anumite situații mai plăcute sau mai neplăcute, dar trebuie să știm să ieșim din ele și exact asta vă doresc și vouă, să lăsați trecutul în urmă și să priviți spre viitor, indiferent cât de dureros a fost acel trecut. Bun, cam atât am avut de spus pentru cei de la prima variantă și voi trece la varianta numărul 2. Hai să vedem dacă voi cei de la varianta numărul 2 veți întâlni o persoană nouă în anul 2022. Dacă veți întâlni o persoană nouă
în anul 2022. Dacă veți întâlni o persoană nouă în anul 2022. Dacă veți întâlni o persoană nouă în anul 2022. Bun. Voi aș putea spune că sunteți în acest moment într-o stare, într-o perioadă de stagnare. Această stagnare este posibil să fie vorba care această stagnare la voi, posibil să fi început undeva în jurul lunii iulie. O stagnare din care poate n-ați mai întâlnit, poate v-ați despărțit de cineva și poate n-ați mai întâlnit pe nimeni, sau chiar dacă sunteți într-o relație, simțiți că lucrurile nu mai funcționează, că stagnează, că orice ați face, nimic nu poate schimba acest lucru pentru a vedea un viitor împreună alături de această persoană cu care sunteți. Pentru cei care sunteți într-un cuplu, pentru cei care sunteți singuri, am spus, sunteți în această stare, nu știu, vă vedeți ca și cum parcă nimeni nu se apropie de voi, parcă nu mai cunoașteți pe nimeni și așa mai departe. Cu toate că vă doriți un nou început, un nou început în forță, un nou început plin de pasiune, vă doriți să aveți parte de pasiune, de iubire și lucrurile astea se vor întâmpla. Uneori aveți impresia că lumea vă vede ca și persoane reci, ca și persoane critice, ca și persoane cumva cu nasul pe sus, ca să zic așa. Doar că voi sunteți persoane care știți ce vreți. Este bine să nu vă mai luați după gura lumii, pentru că voi sunteți persoane hotărâte în ceea ce vreți voi, știți ce vreți și acționați exact în favoarea voastră, ceea ce este foarte bine, pentru că nu aveți de ce să dați ascultare lumii la ce spune și ce nu spune. Gura lumii e slobodă, dar voi nu trebuie să ascultați toate lucrurile care se spun despre voi. Oricum ar fi, urmează o schimbare în viața voastră. Această schimbare va veni foarte, foarte curând, o schimbare la care voi v-ați gândit deja, cumva probabil ați folosit inclusiv legea atracției și poate că v-ați gândit să vină în viața voastră o persoană care să fie muncitoare, o persoană care să fie familist, familistă, o persoană care... Ce să mai zic? O persoană așa cum voi v-ați dorit și vă doriți în continuare. Ei, uite că dorința vi se îndeplinește în anul 2022. Poate că nu vine chiar în primele luni ale anului sau este posibil în luna martie să cunoașteți această persoană, dar abia din luna august să începeți ceva cu această persoană, posibil ca această persoană să o cunoașteți la locul de muncă, poate că deja cunoașteți această persoană, dar v-ați privit unul pe altul doar ca simpli colegi de muncă și cam atât, dar din luna martie parcă se întâmplă ceva, parcă se întâmplă acel declic
care vă face să vedeți lucrurile cu totul și cu totul altfel. Nu știu, poate că în luna martie, că e luna martie și pe 8 martie ziua femeii, poate vine și vă aduce un buchet de flori, poate vine și vă spune ceva, dar ceea ce vă oferă, indiferent, și un pahar cu apă dacă vi-l oferă, nu este doar un pahar cu apă obișnuit, ci pentru că își dorește ceva mai mult. Aici singura problemă este faptul că această persoană la ora actuală este posibil să fie într-o altă relație din care încă n-a ieșit. Asta nu înseamnă că relația respectivă merge wow, ci se simte cumva blocată în această situație, își dorește să iasă din relația respectivă, dar în acest moment nu vede această ieșire. Dar cu ajutorul vostru și cu ceea ce o să-i oferiți voi, această persoană vede și această cale de a ieși din relația respectivă și a avea o parte de alte oportunități, posibilități. Bineînțeles că aceste lucruri nu vor fi ușor de făcut, cumva pe voi asta vă enervează, o să vă supere, dar și veți simți, veți avea perioade în care vă veți simți destul de nesiguri, nesigure pe această persoană și pe această relație, dar văd că dorința voastră va fi una destul de mare de a fi cu această persoană, pentru că este posibil ca voi în acest moment să admirați această persoană pentru felul său de a fi, pentru felul de cum își protejează familia, de cum își protejează, îi protejează pe cei din jurul său, doar că uite că această admirație va trece la un alt nivel. Sau poate că exact în luna martie, v-am spus, această admirație va fi la un alt nivel. E ceva legat de luna martie și de luna august. Da? Dar bineînțeles că veți avea destul de multe discuții cu partenera actuală sau partenerul actual pe care îl are persoana respectivă, pentru că cumva această persoană o să încerce să dea vina pe voi, dar ideea este ca voi să fiți suficient de puternici, puternice, să mergeți mai departe, pentru că această persoană o să țină la voi și căsnicia respectivă sau relația respectivă, dacă se strică, nu se strică din cauza voastră, e deja stricată de mult, doar că încă nu s-a făcut pasul care trebuia făcut, pentru că această persoană se simte în acest moment destul de blocată, se simte ca și cum este legat la ochi și nu vede mai departe. Cert este că toate aceste lucruri în luna octombrie se vor clarifica. Această persoană este posibil să fie zodia Leu, Capricorn, Gemeni, este o persoană destul de puternică și aș putea să spun că această persoană este, cred că, și bogată din punct de vedere material. Cred că poate voi sau poate cealaltă persoană sau, nu știu, poate că împreună hotărâți să vă mutați la casă, undeva la vilă, unde veți avea inclusiv șemineu. Cred că mult sau multe dintre voi ați visat la acest lucru, iar acum acest lucru se îndeplinește, pentru că văd că în dorințele și visele multor persoane care ați ales varianta numărul 2 există această idee de a avea o casă cu șemineu și uite că se întâmplă. Pentru unii dintre voi există posibilitatea ca acest vis să se îndeplinească pe data de 18 noiembrie 2022, da? Sau în jurul acestei date. Este foarte important, nu știu acum cât de mult știți voi să urmăriți pe partea de astrologie, dar este posibil, există și această posibilitate pentru cei care știți să urmăriți. Lucrurile benefice în viața voastră se vor întâmpla într-o perioadă când luna este în zodia Leu, Neptun în Capricorn sau Gemeni. Zile importante pentru voi, văd zilele de 14, 5, 21, 10 și 3. Da?
și spuneam puțin mai devreme, 18 și 9. Da? Deci aveți aceste zile importante. Acum, e clar, trebuie să fiți atenți pentru anul 2022 la ceea ce v-am spus și, de ce nu, poate că să vă reîntoarceți la acest videoclip atunci când vă aduceți aminte de el și să vedeți dacă vi se potrivește sau nu ceva din ceea ce v-am spus. Este o etalare generală, nu personală și, bineînțeles, nu se poate potrivi la toată lumea, dar, cu siguranță, pentru cineva se potrivește ceea ce am spus. Bun. Cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 2 și voi trece mai departe la varianta cu numărul 3. Adică la căpșun. Hai să vedem dacă veți cunoaște pe cineva în anul 2022. Veți cunoaște pe cineva nou în anul 2022. Dacă veți cunoaște pe cineva nou în anul 2022. Aici voi începe în primul rând cu zodiile și voi spune că este vorba de zodia Taur, Fecioară, Berbec, Pești, zodii de foc, exact ce spuneam, Berbec, Leu, Săgetător sau ascendent într-una din aceste zodii. Aici văd că vorbim mai mult despre persoane care la ora actuală sunteți într-un trio. Bineînțeles că puteți fi și persoane singure sau poate că deja ați trecut prin această fază de a fi într-un trio din care ați ieșit deja sau din care urmează să ieșiți pentru că v-ați cam săturat de această situație. Chiar dacă poate la început ați simțit că această situație merge în direcția bună, că această situație vă avantajează, că această situație vă dă putere de a merge mai departe, ați ajuns în punctul în care spuneți stop, pentru că eu îmi doresc altceva de la viață, îmi doresc mai multă stabilitate, îmi doresc un partener pe care să-l am alături în permanență, nu doar ocazional. Și atunci luați această decizie, dacă încă mai sunteți în această relație, de a ieși din această relație care este în acest moment ascunsă sau a fost ascunsă. E adevărat că poate vă gândiți că poate suferiți în urma acestei relații, dar vă veți da seama foarte, foarte repede că de fapt sunteți victorioși că ați ieșit din această relație și ați făcut bine că ați ieșit din această relație, pentru că această persoană este o persoană destul de toxică, o persoană care poate are destul de multe vicii, printre care alcool, femei, jocuri de noroc, droguri, nu știu, viciile sunt de foarte multe feluri și atunci n-aș putea să le enumăr pe toate. Această persoană n-a făcut decât să vă facă să vă simțiți dependentă de el sau de ea,
să fiți acolo în permanență, blocat, blocată, să nu cumva să cunoașteți pe altcineva pentru a nu vă pierde, pentru că, bineînțeles, își pierde avantajele pe care le avea. Pe lângă asta, aici pot exista persoane care și-au reprimat emoțiile, puteți fi inclusiv voi, poate fi și cealaltă persoană, posibil ca unii sau unele dintre voi, dacă locuiți destul de aproape de persoana respectivă, să vă gândiți, sau nu neapărat dacă locuiți aproape, dar faptul că persoana respectivă știe unde locuiți, să vă fi gândit, să vă mutați în altă parte, unde persoana respectivă să nu vină la voi sau ceva de acest gen, și să schimbați un pic lucrurile. Doar că dacă v-ați gândit la o astfel de situație, nu știu cât vă ajută. Pe unii sau unele dintre voi vă ajută acest lucru, pe altele nu. Depinde de situație și de la caz la caz, pentru că această persoană, dacă e genul de persoană care vrea să vă urmărească, vă urmărește oriunde, indiferent unde vă mutați. Iar sentimentele nu este că se schimbă doar pentru că vă mutați voi în altă parte, ci asta trebuie să lucrați fiecare dintre voi la acest lucru. Poate, oricum ar fi, situația se schimbă pentru că ciclul vieții vostru se schimbă. Ar trebui să vă faceți ca un calendar sau ca o agendă sau cum vreți voi să-i spuneți, unde să vă notați evenimentele importante din viața voastră și să vedeți dacă lucrurile astea se repetă odată la 7 ani sau odată la 9 ani, pentru că există niște cicluri. Pentru unii sunt la 7 ani, pentru alții în anumite situații sunt la 9. Acum depinde de la caz la caz. Și atunci ați putea să vă dați seama mai ușor de toate aceste lucruri când se schimbă mai repede, pentru că nu se schimbă când vreți voi. Așa. Se pot schimba și când vreți voi, dar trebuie să aveți voi suficientă putere și tărie de caracter pentru a schimba aceste situații. Bun, cert este că urmează un nou ciclu în viața voastră, apare în viața voastră o persoană șatenă sau mai roșcată, o persoană mai sportiv aș putea spune, și nu m-ar mira dacă acestei persoane îi plac filmele cu lupte, indiferent că este vorba de femeie sau de bărbat, nu are importanță. Dar această persoană este sufletul vostru geamăn. Această persoană trebuie să apară în viața voastră tocmai pentru a scăpa de această persoană toxică care există în acest moment în viața voastră sau poate de care v-ați despărțit, dar poate nu în totalitate. Singura problemă aici este că, adică nu e că este o problemă, doar voi o să o vedeți ca o problemă, faptul că această relație începe ca o aventură și veți pune cumva lucrurile în balanță și veți spune ceva, mai bine cu ăla toxic și care îmi făcea fel și fel decât cu ăsta care vrea doar o aventură. Toate relațiile încep ca o aventură, dar până la urmă lucrurile se vor concretiza. Chiar dacă pare totul ca o aventură cu această nouă persoană care apare în viața voastră, pentru că se întâmplă că vine, cunoașteți, într-adevăr aveți o aventură cu această persoană și după aceea poate că tocmai din cauza acestui fost, această persoană se retrage, dar nu se retrage pentru totdeauna, ci va reveni înapoi la voi, dar veți sta cumva departe vreo 2 luni de zile, ca să zic așa, de această persoană nouă, după care revine înapoi la voi. Cumva voi, la un moment dat, veți citi o carte sau veți spune o rugăciune sau ceva de acest gen, cred că undeva în jurul lunii aprilie, și atunci vă veți da seama de faptul că această persoană nouă trebuie să intre în viața voastră pentru a vă schimba viața, pentru a schimba lucrurile, pentru a schimba totul ce acum poate fi un haos, totul ce acum poate fi negativ. Poate aveți gânduri negative, poate aveți o situație negativă din cauza acestei persoane toxice și așa mai departe. Cu cât mai repede vă despărțiți de această persoană toxică care există în viața voastră, cu atât voi sunteți mai bine din toate punctele de vedere. Dar asta depinde doar de voi, cât vreți și cât vă doriți această
să schimbați aceste lucruri. Dacă, și dacă nu vreți voi să schimbați aceste lucruri, cumva universul vine și vă va obliga să schimbați lucrurile, pentru că există această carte care spune clar că se termină un ciclu și începe unul nou. Da? Și atunci această persoană nu va mai face parte din acest ciclu nou al vieții voastre, care va începe în anul 2022. Cam astea au fost informațiile, ca și date importante sau cifre importante pentru voi, indiferent ce reprezintă aceste cifre, sunt 2, 6, 1, 12, 25, 26, 24 și 7. Acum vă știți ce reprezintă aceste cifre pentru fiecare dintre voi. Cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 3. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!